poliția a oferit primele informații oficiale despre decesul lui Andrei Gheorghe, ce anunca autoritățile. Veste subliniere o în România. În urmă cu câteva minute s-a aflat ce prezentatorul radio, dar subliniere ITV, Andrei Gheorghe a încetat din via. Poliția a oferit primele informații oficiale despre decesul vedetei. Potrivit poliției Ilfov, în jurul orei 22.15, polici subliniere PIP Ilfov au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ce, în localitatea Voluntar, a fost găsit o persoană decedată. Polici subliniere PIP s-au deplasat la fața locului, pentru a stabili identitatea persoanei sublinierei cauzele producerii decesului. Acesta a fost identificat ca fiind Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani. Am fost sesizați la 112 la 22:15. Ne-am deplasat la Pipera, Voluntari. S-a găsit o persoană de 50 de ani decedat. S-a stabilit ce este vorba despre Andrei Gheorghe. În subliniere timp cauza morții deocamdată, vom face autopsia sublinierei, vă vom da toate detaliile după, a spus Ciprian Romanescu de la IP Ilfov în direct la Antena 3. Conform sursei citate, la fața locului este asubliniere treptat să sosească medicul legist, pentru stabilirea cauzelor morții.